Românii care nu își mai pot plăti ratele la bancă nu mai pot fi hărțuiți de recuperatorii de creanțe după ce guvernul a adoptat o ordonanță de urgență în acest sens. Cei care nu mai au bani să își plătească ratele la bancă nu vor mai putea fi hărțuiți de firmele de recuperare care cumpără creditele cu restanțe și cer dobânzi uriașe. Românii nu vor mai putea fi hărțuiți de reprezentanții instituțiilor financiare nebancare după ce guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care reglementează relația dintre cei care cumpără creanțe de la bănci și debitori. Dacă până acum firmele de recuperare puteau trece destul de ușor la executarea silită a debitorului și puteau apela la metode precum hărțuirea, cum se plâng unii dintre clienți, acum riscă controle și amenzi usturătoare. Administratorii de credite cumpărate de la bănci sau alte entități, cunoscut sub titulatura de firme de recuperare, vor avea obligații mult mai stricte în relația cu debitorii. Mai mult decât atât, pentru prima dată ei vor trebui să fie autorizați de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Este vorba despre o directivă europeană pe care România o implementează cu întârziere. Potrivit datelor BNR, anul trecut rata creditelor neperformante, adică cele cu întârzieri mai mari de 90 de zile, se apropia de 3% în sistemul bancar. Numărul debitorilor cu restanțe depășea 234.000 în cazul băncilor și aproximativ 30.000 în cazul IFN.